Conferința este structurată pe două secțiuni. Prima se va desfășura la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristiaman și va reuni panelurile consacrate unor domenii precum istoria și relațiile internaționale, diplomația și studiile europene, științele politice și sociale, respectiv studiile culturale și de securitate. Cea de-a doua secțiune, discurs și retorică în societatea contemporană, se va desfășura la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova. Se cunoaște foarte bine că numai prin comunicare și dialog putem să ajungem la înțelegere, putem să ajungem la realizarea unor planuri mărețe. Și cu cât constatăm mai mult în jurul nostru, observăm că ne lipsește comunicare. Mă bucur că în programul de părții la teologie care se numește discurs și retorică, se află câteva comunicări care exact despre acest lucru vorbesc. Este vorba despre inițiativa Coaliției pentru Familie și sunt două comunicări, am văzut a părintelui de la Tărățescu de la Constanța și a colegului Mihai de la Craiova, dar sunt și evenimente editoriale cum sunt astfel de carte. Între participanții ediției din acest an se regăsesc specialiști în domeniile științelor politice, relații internaționale, sociologie, teologie, istorie și diplomație. Într-un sistem democratic, ca să iei decizie, trebuie să dezbați, trebuie să discuți. Nu poți să iei decizii fără să știi despre ce e vorba. Și, sigur că pentru dezbatere pot să existe și alte locuri. Aș vrea să vă reamintesc minunata scenă din Moromeții a lui Marin Prăjad, Ilie Muromete și Cocoșilă citește ziarul și le explică celorlalți consăteni vecini de-ai lor. Cel era un spațiu public de dezbatere. Constructivismul postmodern sau postmodernist s-a în criză. Atunci, corifeile acestui curent sau ucenicii de obicei au încercat să-l reconstruiască. Să reconstruiască și au găsit cel anume și au creat un nou curent cultural, numit curentul neomarxismului cultural. Descrierea Olteniei la 1723, cuvinte, oameni și locuri din istoria Bisericii Oltene, însemnări și pilde de mărturisire creștină din paginile ziarului Lumina, autor preot Ionita Apostolache, întoarcerea la românism sunt doar câteva dintre titlurile care vor fi lansate în aceste zile. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Dolj prin Biblioteca Județeană Alexandru și Aristiaman și Fundația Alexandru și Aristiaman în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România și Universitatea din Craiova.